Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gerganov și vă prezint Ora Știrilor. Parlamentul a votat astăzi o declarație prin care recunoaște caracterul captiv al Curții Constituționale și cere vot de neîncredere pentru 3 judecători. Este vorba de președintele Înaltei Curți, Domnica Manole, Nicolae Roșca și Luba Șova, care au votat pentru dizolvarea legislativului și declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. La fel, deputații au susținut un proiect privind retragerea parțială a unei hotărâri a Parlamentului din 2019, prin care Domnica Manole a fost desemnată judecător al Curții Constituționale. Solicitată de noi, Manole nu a răspuns la telefon pentru a ne oferi o reacție. Deputatul PSRM Vasile Bolea, care a prezentat în plen declarația privind recunoașterea caracterului captiv al Curții Constituționale, consideră că instituția și-a încălcat propria jurisprudență când a constatat că există circumstanțe pentru dizolvarea Parlamentului. Și asta pentru că în legislativ există o majoritate gata să sprijine un candidat la funcția de premier. Astfel, socialiștii i-au cerut un vot de neîncredere pentru judecătorii, Domnica Manole, Luba Șova și Nicolae Roșca, și îi acuză de uzurparea Curții Constituționale. Curtea Constituțională a ignorat practicile și apelurile organismelor internaționale, în special cele ale Consiliului Europei și a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept. În acest sens, comunicăm despre nerecunoașterea avizului Curții Constituționale, precum și exprimăm votul de neîncredere judecătorilor nominalizați ai Curții Constituționale. Propunerea venită din partea PSRM a fost susținută de 54 de deputați. Fracțiunea PAS și cea a partidului Platforma DA nu au votat și au părăsit sala, iar cei din Pro-Moldova s-au abținut. Judecătorii Curții Constituționale au luat act de hotărârea Parlamentului și au venit cu o reacție la acest subiect. Dintr-o perspectivă strict constituțională, judecătorii curții constată caracterul exclusiv politic al acestei hotărâri. Asemenea, acte ale Parlamentului produc doar efecte politice, se menționează într-un comunicat al instituției. În data de 15 aprilie, Înalta Curte a decis că au fost întrunite condițiile care permit dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Astfel, șeful statului trebuie să semneze decretul de dizolvare și să anunțe data scrutinului anticipat. Legislativul nu poate fi dizolvat însă pe perioada stării de urgență, care va dura până în 30 mai. Totodată, în cadrul ședinței Parlamentului, deputații au votat un proiect de hotărâre propus de socialiști, care prevede retragerea parțială a unei hotărâri a legislativului din 2019, prin care Domnica Manole a fost numită judecător. Potrivit documentului, la numirea acesteia în funcția de magistrat a fost încălcată legea. Au fost încălcate mai multe norme de drept care au ca obiect de reglementare condițiile de numire în funcție de judecător a Curții Constituționale, inclusiv normele privind organizarea și desfășurarea concursului. Proiectul a fost susținut de 53 de aleși ai poporului. Nemulțumiți de deciziile de astăzi ale Parlamentului, deputații PAS și-au adunat simpatizanții în fața Curții Constituționale. 10 de persoane au ieșit să protesteze scandând lozinci politice în pofida faptului că în țară este instituită stare de urgență. La acțiune s-au alăturat reprezentanții partidului Platforma DA și cei ai partidului nostru. Curtea Constituțională are un nou judecător, este vorba despre fostul procuror și avocat Boris Lupașcu. Candidatura acestuia a fost susținută de 53 de deputați. Lupașcu a depus jurământul de învestire în funcția de magistrat al Înaltei Curți la ședința de astăzi a Parlamentului. Jur să îndeplinesc cinstit și conștiincios obligațiile de judecător al Curții Constituționale, să apăr rânduirea constituțională a Republicii Moldova, să mă supun în exercitarea funcției numai și numai Constituției. Conform hotărârii, Boris Lupașcu va ocupa fotoliul de judecător al Înaltei Curți timp de 6 ani. Acesta a activat în calitate de procuror în perioada anilor 1979-2006. Ulterior a deținut funcția de șef de secție și cea de procuror cu misiuni speciale în cadrul Procuraturii Generale. De asemenea, a fost procuror al municipiului Chișinău. Din anul 2006 până în 2019, Boris Lupașcu a profesat avocatura.
Povara banilor dispăruți în urma furtului secolului nu va fi pusă pe seama moldovenilor. Majoritatea parlamentară a aprobat în lectură finală abrogarea legii miliardului. Proiectul permite ca mijloacele destinate restituirii furtului din sectorul bancar să fie folosite pentru acoperirea necesităților cetățenilor săraci, precum și într-o susținere a domeniului de afaceri. De asemenea, documentul are drept scop eliminarea presiunii fiscale suplimentare asupra populației și economiei, utilizarea eficientă și în interesul oamenilor a banilor acumulați sub formă de taxe și impozite și neadmiterea majorării substanțiale a datoriei de stat. Amintim că abrogarea legii miliardului a fost votată la sfârșitul anului trecut, însă magistrații în alte curți au declarat-o neconstituțională. Șeful de direcție al Băncii Naționale a Moldovei, Ion Ropot, cercetat în cazul fraudei bancare, a fost plasat în arest preventiv. Potrivit Procuraturii Generale, Curtea de Apel a anulat decizia judecătoriei Chișinău cu sediul Ciocana. La cererea procurorilor și șeful adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Serghei Demcenco, a ajuns în izolator. Potrivit Procuraturii Generale, magistrații au dispus plasarea în arest preventiv a șefului de direcție al BNM, care a exercitat și funcția de administrator special al Băncii de Economii până la data de 10 mai 2021. Funcționarul este învinuit de abuz de serviciu în dosarul fraudei bancare. Pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM, Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale. Amintim că anterior, președintele partidului politic Șor Ilanșor a declarat că un rol de decisiv în furtul miliardului l-au jucat fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Iamată Bârță, și fostul șef al Departamentului de Supraveghere Specială, Ion Ropot, care, potrivit lui Șor, s-ar fi autonomit în calitate de administrator special al BEM și a gestionat banii pe care BNM i-a alocat în calitate de garanție de stat. Recent, într-un comunicat de presă, reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei au menționat pentru TV6 că instituția a fost și rămâne deschisă să contribuie la investigarea fraudei bancare din 2014. De asemenea, responsabilii și-au reconfirmat voința pentru finalizarea anchetei și au precizat că BNM a cooperat și colaborează pe deplin cu instituțiile de urmărire penală, oferind toate materialele existente. Și șeful adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Serghei Demcenco, revine în izolator. Curtea de apel a admis recursul procurorilor înlocuindu-i acestui arestul la domiciliu, stabilit anterior cu arest preventiv pentru perioada de până la 11 mai 2021. Totodată, procuratura anunță și despre finalizarea urmăririi penale pe un alt dosar în care adjunctul ANP este învinuit de păstrare ilegală a munițiilor și păstrarea neglijentă a armelor de foc și a munițiilor. Demcenco pledează nevinovat. Potrivit legii, în cazul șefului de direcție al BNM, abuzul de serviciu se pedepsește cu până la 8 ani de închisoare, iar șeful adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor ar putea fi pedepsit cu o amendă de până la 50.000 de lei sau până la 3 ani de pușcărie. Nici în acest an coronavirusul nu ne va părăsi și se va transforma într-o maladie infecțioasă respiratorie sezonieră, susține coordonatorul campaniei naționale de imunizare Ninel Revenco. Într-o emisiune difuzată la Postul Public de televiziune, specialistul a explicat faptul că trebuie să învățăm să respectăm măsurile impuse de autorități. Cetățenii să înțeleagă că acest virus a venit și el nu a plecat și nu va pleca. Noi cu el trebuie să ne învățăm să trăim. Pentru aceasta, toate măsurile care au fost anunțate de către specialiști și organismele internaționale sunt legi pentru noi. Pandemia ne-a demonstrat că nu se finisează și pe departe anul acesta nu vom ieși din situația excepțională sănătate. Acest proces ondulatoriu treptat posibil că va trece într-o maladie infecțioasă respiratorie sezonieră.
Totodată, Ninel Revencu a îndemnat oamenii să fie prudenți de sărbători, întrucât experiența anului trecut a demonstrat că reuniunile de familie favorizează răspândirea virusului. Potrivit Ministerului Sănătății, circa 100.000 de moldoveni au fost deja vaccinați împotriva COVID-19 cu cel puțin o doză, iar aproape 11.500 dintre aceștia au primit și a doua doză de ser. Protecția oferită de vaccinurile anticovid ar putea dura până la un an, susțin surse din Agenția Europeană a Medicamentului. Mai multe studii făcute în Israel, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii vor putea furniza date suplimentare în acest sens. Între timp, numărul infectărilor a scăzut cu 70% în Marea Britanie după prima doză de vaccin, iar regiunea Veneto din Italia cere guvernului eliminarea carantinei pentru turiștii vaccinați. Deși nu se cunoaște cu precizie, există date referitoare la răspunsul imun care arată modul în care anticorpii se păstrează până cel puțin 6 luni. Și pe baza modului în care aceștia se reduc în timp, se poate deduce că o protecție de până la un an este practic garantată, scrie la Stampa. Între timp, campania de vaccinare împotriva coronavirusului desfășurată în Marea Britanie a dus la o scădere de circa 70% a infectărilor în rândul lucrătorilor sanitari care au primit doar prima doză de vaccin Pfizer, relatează Reuters. Totodată, spitalizările și decesele asociate COVID-19 scad cu peste 75% în cazul vârstnicilor cărora li s-a administrat de asemenea doar prima doză de vaccin. Guvernul britanic intenționează să pună la dispoziție a cetățenilor, începând cu data de 17 mai, un certificat care să demonstreze că o persoană a fost vaccinată, un pașaport COVID-19 în perspectiva vacanței de vară. Și regiunea Veneto din nordul Italiei face presiune asupra guvernului de la Roma să ridice carantina pentru străinii vaccinați care vizitează zona în calitate de turiști, relatează Agerpres. În prezent, cetățenii din UE care doresc să călătorească în Italia trebuie să prezinte un test de coronavirus negativ și în plus trebuie să rămână în carantină timp de 5 zile. România a depășit pragul de 4,5 milioane de doze de vaccin administrate. Țara vecină și-a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat, iar Republica Moldova a fost scoasă din zona galbenă. Astfel, cetățenii moldoveni nu vor mai trebui să stea în carantină când vor merge peste Prut. O familie cu doi copii din satul Schineni, renul Soroca, a rămas pe drumuri după ce casa le-a fost mistuită de flăcări, așa că s-au văzut nevoiți să o ia de la zero, întrucât flăcările devastatoare le-au distrut tot ce au agonisit o viață, lăsându-i doar cu hainele pe ei. Acest caz a marcat echipa Oameni pentru Oameni. Astfel, cu sprijinul partenerului general al emisiunii Fundația de Binefacere, Miron Șor, eroii au beneficiat de un ajutor semnificativ. Au primit materiale de construcție, care sunt extrem de necesare în situația în care membrii familiei au decis să-și reconstruiască locuința. Cu ochii scăldați în lacrimi și inima frântă, așa a găsit-o echipa emisiunii pe această mamă împreună cu a ei copii. Ani întregi au zidit împreună speranțe și visuri în casa lor. Toate s-au spulberat însă în doar câteva clipe din cauza unui incendiu uriaș care a izbucnit în data de 13 februarie și le-a mistuit locuința. În jurul orei 21, atunci când au revenit acasă, nu puteau să creadă ochilor ce au văzut. M-am intrat o măgradă și lângă fereastră am văzut un cas fum și doar zvidie roșu. Lângă meu alergat, dar dacă pară tare mare era și foc și fum. Am rămas numai cu hainele care suntem pe noi îmbrăcați. Nici totul a ars. Nu știa aproape mic, să reșe băcăți de șifer, să reșe la ferestre, dacă ardea tot, de jos în sus, așa. Vecinii au sunat la 112. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că flăcările au izbucnit din cauza coșului de fum care s-a defectat. În prezent, mama și copiii se adăpostesc la rude, iar tatăl acestora de câteva luni se află la muncă peste hotare. Tâta ani pe-n străini și-o mușit și tot într-o sară s-o prăpădit. El a întrebat-o pe nășica lui și eu rămas, zici, tu rămas mie, ești copii și mă înțeierte lui Dumnezeu.
au rămas ei în viață. Incendiul le-a transformat casa în scrum, dar nu și ambiția. Nu au vrut să se desparte de locul în care au trăit o viață și au decis să reconstruiască locuința. În aceste momente cumplite din viața lor, echipa Oameni pentru Oameni le-a sărit în ajutor și le-a oferit materiale de construcție. Astfel, familia a primit 12 tone de nisip, 50 de saci de ciment și 10 saci de tencuială universală. În primul rând, mulțumesc pentru ajutor, pentru tot. Acum ne prinde bine orice ajutor, cât de mic. Vrem să mulțumim la emisiunea Oameni pentru Oameni, pentru că au fost printre primii care au sărit în ajutor. Și primii ne-au acordat acest ajutor atunci când era cel mai mare nevoie de el. Ajutorul semnificativ a fost oferit datorită partenerului general al proiectului, Fundația de Binefacere Miron Șor. Nu ratați o nouă ediție a emisiunii în care vă povestim despre drama unei familii care, în ciuda greutăților, face tot ce stă în puteri pentru a-și salva copilul diagnosticat cu o boală rară de piele. Nu ratați o nouă ediție a emisiunii Oameni pentru Oameni, care începe după ora știrilor la 19:30. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, eu sunt Dorina Gherganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!